Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitații mei de astăzi sunt părinții ansamblului Făgărașul, maestri coregrafi Ioan și Gabriela Ionuț. Bine ați revenit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. În ultima perioadă ați obținut iarăși premii la festivalurile care ați fost. Despre ce premii este vorba? Păi, în primul, să o luăm în mod cronologic. Mă bucur că sunt cu dumneavoastră emisiune și sunt foarte nostalgic. Prima emisiune din viața mea cu dumneavoastră am avut-o și că am văzut că cu dumneavoastră sunt moderator, zic, uite, m-am bucurat că ne-am luat aminte de acum 20 și ceva de ani. Când... Da, când era mult mai tine. Nu, mai tine, mai frumos. Deci, pe 3-4 iunie, am avut la Teliu, ca să ținem fiecare an, festivalul Vatra Satului. Și unde am obținut marele premiu. Am trecut anul iar locul întâi, acum 2 ani iar locul întâi, deci numai... Dar a fost un progres, pentru că marele premiu e mai important decât... Marele premiu, unde au participat formații din județul Brașov, copiii s-au bucurat tare mult, este munca lor și satisfacție foarte, foarte mare. După aceea am fost la doilea festival... Cel de-al doilea festival de la Mureș, Hodac Mureș, unde au fost ansambluri din 5 județe, la fel pe categorii de vârstă, la fel ca și cel de la Teliu, pentru că și acolo au fost pe categorii de vârstă. În 3 iunie au fost cei mici, până în 14 ani, și în 4 iunie au fost cei mari, peste 14 ani. Trebuie să menționez că de acolo... Și noi, cei mari și cei mici, ne-am întors cu premii deosebite, chiar noi marele trofeu, iar cei mici, premiul întâi, grupa de juniori, a Ancăi și a lui Cătălin, iar cei micuți, locul 2. La Teliu au mai fost și din alte județe, au fost din Teleorman, din Dolj, deci a început să ia amploare acest festival, chiar fiind județean, dar și de la Turda, Cluj. Da, și de la Turda au fost copii buni, dar ne-am simțit foarte bine acolo, ne bucurăm că participăm mereu la acel festival. De data asta, câștigând marele trofeu la anul, credem că vom participa așa splagală la final. Și să revenim la cel de-al doilea festival, este vorba de festivalul de la Hodac Mureș, Drag Mie Cântecul și Jocul, era ediția a treia de data aceasta. Și acolo, am spus, au fost... ansambluri din 5 județe, la fel pe categorii de vârstă, și de acolo ne-am întors cu trofeul festivalului. Ne-am bucurat enorm de mult, stăteam așa ca pe jar să vedem, pentru că era așa un suspans continuu, nimeni nu zicea nimic, am văzut premii și ansamblul Făgărașul încă nu striga nimeni. Dar mă scuzați un pic. Cel de șeful jurului era un profesor universitar în coregrafie, deci, deci un om care știa ce înseamnă dansul, ce ne-a și deci spus. O sumitate în domeniu. Da, deci spunea toate criteriile, unde se greșește, unde nu se greșește. Și spunea la început, când a început să spună primirea, și avem astăzi un ansamblu care este atât de aproape de un ansamblu profesionist. Deci noi suntem amatori. Deci n-am văzut un ansamblu atât de aproape de cel profesionist. Și acum așteptam care, de cine era vorba. Și tot așteptam și la urmă am văzut că nu ne dă premiul 3, ne dă premiul 1, ne dă premiul 2. Și spuneam, premiul mare este ansamblul Făgărașul. A fost foarte copii, lacrimi. Știți cum sunt copii, să știți, copiii au ajuns să pună mult suflet la ceea ce face. Și de asta și avem succes, este amar. Ne-am format acolo o familie și atât de mult s-au bucurat. Și toți, parcă nu mai era alte chestii, că a fost duboseala. Că dați seama că s-a jucat la ora 1, o căldură de 30 de grade aproape, undeva în aer liber și căldură. Am făcut 3 suite dansuri, care a fost obligatoriu, numai din zonă. Deci la Teliu îți dă voie un dans de zonă și un dans și din alte zone, da. Și aici nu m-am dat în zonă. Am făcut un dat de Dăișoara de băieți, un dat de Crihalma de fete și un dat mix de Făgăraș. Și pe căldura aia
dar a fost foarte impresionant. Șeful juriului s-a dus tot timpul când dansau copiii noștri, îi filmau, îi filmau. Era profesor universitar în Târgu Mureș. Și răsplata cea mai mare, adică răsplata cea mai mare a fost aceasta, că când a luat locul întâi, în marele premiu, și dar a fost, mi-a spus că, de fapt, ne-a dat invitația pentru la anul 4-5 zile la, în Spania. Și acum festival, festival. La un festival în Spania, mă, să vedem partea materială, că trebuie transportul să-l asigurăm noi până acolo. Deci cu siguranță cred că se va rezolva. Să vedem, vorbim și cu domnul primar. Văd că primăria e foarte deschisă. Foarte deschisă la promovarea valorilor făgărășene. Și domnul primar, de câte ori am fost la dânsul întotdeauna față de noi, de ansamblu, de fapt ne cunoaștem de ieri, ne cunoaștem de vreo 8-9 ani cu domnul primar, am colaborat și la Drăguș și acum când am fost la dânsul, aici am avut o problemă, dar a fost foarte dispus să stea de vorbă cu noi și să crezi, să ne ajute și încercăm să onorăm această invitație. Deci, marele premiu a fost ca premiu o invitație în Spania 5 sau 6 zile, chiar că nu m-am uitat exact pe invitație. Și sperăm că... Acolo tot la un festival? Sau da, tot la un festival, țindeța internațional. Da. Nu-i pentru prima dată, pentru că mergeți la festivale internaționale... De multe ori. Da, am fost. Și la, special în Germania, Stuttgart, Nürnberg, au fost cele mai puternice. S-au fost frumoase și pentru noi și experiență plăcută, un schimb de experiență pentru noi. În ce sens? În toate sensurile, pentru că a socializa înseamnă enorm de multe ziua de astăzi. Copiii interacționează foarte bine cu ceilalți, împărtășim și în ceea ce privește folclorul, idei și în ceea ce privește viața în general. Și suntem bucuroși de fiecare dată când putem merge. Tot folosiți termenul copii. Cam ce vârstă au? Știți de ce? La modul figurat că-s copii. Da, suntem, exact. Da. Noi folosim acest cuvânt pentru că noi suntem o familie și sunt copiii noștri. De asta, chiar dacă au 22, 18, 14, 15, 30, nu contează, sunt copiii noștri. Și așa cum cei mici sunt copiii Ancăi și a lui Cătălin și ei tot așa le spun copiii noștri, suntem o familie, mereu am fost o familie, mereu vom fi o familie și să sperăm că ceea ce facem noi, pentru că facem din suflet, să ne țină cât mai mult uniți. Da, este o adevărată emulație și asta vi se datorează în întregime. Și un lucru foarte frumos că, iată, vin foarte mulți copii la dansuri populare. Uneori ar părea chiar depășită faza cu dansurile populare acum, dar nu ați reușit să mențineți această dorință a copiilor și nu puțini, asta e important, nu puțini, de a veni la dansuri populare. Eu cred că este unul dintre cei mai mari ansamblu din țară. Sau așa și mă gândesc, cunosc foarte multe ansambluri și mulți îmi spun că văd numărul de dansatori, mai ales de amici și de ăștia mari. Și măi, Ionuțule, cum îi ții, mă? Cum ce le faci, mă? Ce le dai? Că lumea ce tu ești un pic mai etnic, sunt ca bărbatul, ești un pic ca vrei mai niște, rezultate, nu poți să nu, dacă nu ești un pic nu exigent. Da. Și zice, măi, zic, totdeauna am căutat să copilul să înțeleagă că răutatea noastră exigența, să-i spunem. E spre binele lor și e spre binele rezultatelor. Apropo de Germania, cum spunea și soția, chiar mult ne plăcea acolo, pentru că am avut ocazia să stăm lângă Stella Popescu, am avut spectacole cu Stella Popescu, cu Mihai Constantinescu, care mergeau tot la același festival, cu Ricky Dandl, cu Angela Russo, a fost într-o și formația compactă, chiar la un moment dat, formația compactă ne pretenim semtare, era al doilea, treilea an, tot ce eram împreună, ne-a propus să ne ia cu noi să dansăm în deschiderea spectacolului. Era că n-aveam cum, că copiii m-au școală, m-au unde nu poți să faci. Dar era unde, pentru noi a fost o mândrie să te cheme cu formația mare, compact, și să spun, haideți domnule, că dacă mergem undeva, vă luăm și în deschidere, dansează ansamblu Făgărașul.
Pentru noi a fost, mândri. Cum reușiți să cum reușesc copiii în special să facă față acestor antrenamente, că practic sunt niște antrenamente. Cam câte aveți pe săptămână? Știu că au și programă școlară destul de încărcată, mai au și alte lucruri de făcut. Cum reușiți să-i atrage să vină la acest efort suplimentar, care nu-i mic, atenție? Poate că și rezultatele și... Nu, ce spun, aia mici vor foarte mult. Dar să știți că asta nu împiedică cu nimic ca școala. De exemplu, și anul trecut, acum 2 ani, cea care au locul întâi la BAC a fost dansatoare. Tot și anul ăsta, toate fetoți care au fost la BAC și mi-au spus că au făcut foarte bine, anul trecut toate 8 de la 9 în sus rezultate. Deci să împletesc bine dansul cu... Chiar spuneam tot seara la televizor că dansul este modul creativ de te recrează cel mai bine din toate mijloacele de recreere, ce dansul este un mijloc foarte bun de liniștere, de relaxare. Eu tot timpul le spun, copii, aveți timp toată săptămâna. Noi facem de 2 ori pe săptămână. De 2 ori pe săptămână. Da, marțea și vinerea facem noi și Anca facem lunea și miercuria. Și le tot spun, mă, să fie un moment, în momentul să las cartea jos, mă recreez o oră și fiu, dacă mai fac seară, dar în momentul ăsta știu că m-am liniștit, că ceaba înveți toți, că nu se mai rețin, la un moment dat creierul este obosit și nu. Dar noi am încercat, am spus, primul moment este, s-a creat o foarte mare legătură între ei. Fără că au problemă, orice, extra dans. S-a avut o problemă familiară. S-au dus toți dansatorii. S-au nuntă, nu mai discut. S-au dus, s-au fost domnișor de onoare. S-au făcut niște nunți la o colegă de anul trecut, mai ales că Anca era și nănașă. S-a făcut o nuntă. Dar au avut și cazul ăsta. De exemplu, a murit bunicul la un dansator. S-au dus copiii și a ajutat. Deci s-a creat așa o familie foarte, foarte apropiată din cauza dansurilor. În același timp, este bun și pentru sănătate. Chiar un părinte îmi spunea și dumnezeu disperat că terminase liceul și a plecat în alt centru universitar. Deci acolo nu e ansamblu de dansuri și zice îi lipsește mișcarea. Da. Nu știu, trebuie să caut undeva să se ducă la fitness, la ceva, că îi lipsește extraordinar mișcarea, ce s-a și îngrășat puțin, mai statică și cum învață și... Da, și foarte... Foarte mult îi lipsește mișcarea aceea pe care o are. Chiar așa cum spunea și soțul. Deci, dansul este o relaxare. Dansul este un mod de a se exprima în afara școlii. Și ceea ce facem noi la dansuri, faptul că îi antrenăm în mișcarea asta a dansului, le creează și o dispoziție, o bună dispoziție pentru școală. Dansul îi ridică pentru că sunt foarte cunoscuți și spuneați dumneavoastră mai devreme că ceea ce îi atrage pe copiii să vină la dansuri. La dansuri îi atrage faptul că nu numai cei mari din ansamblu și cei mici au început să aibă rezultate extraordinare. Aceste rezultate îi îndeamnă și pe ceilalți să vină să facă dans popular. Și pe cei din liceu, pentru că noi tot timpul vin copii care încep să învețe dansul, pentru că așa e normal, să-ți crești, să ai pepiniera care să te ducă mai departe. Dacă n-ai pepinieră, la un moment dat totul se termină. Și cei mici, văzând ceea ce fac cei mari, este un imbolt pentru ei, este ceva extraordinar și atunci se ridică și ei și vor să facă ceea ce este frumos. Pentru că a dansa este ceva extraordinar și mai ales a dansa popular, a dansa jocurile noastre populare. De unde trebuie o anumită coreografie? Cum reușiți să evitați clișeurile acestea comune? Ca dansul să fie viu, ca dansul să fie autentic, să fie, deci nu o făcătură, ca să spun așa. Deci meritul meu cel mai mare în Făgăraș este că a menținut folclorul la originalitatea lui. Pentru că eu de mic, copil, de la vârsta de 8 ani, am prima diplomă, deci tot ceea se poate justifica, diplomă ca dansator, am avut-o cu solid dansator,
locul 3 pe județ. Am diploma acasă, cea mai prețioasă diploma mea. Știu că ne-a adunat în curtea școlii, au venit directoarea și nu mai știam, am fost. Ne-am dus cu tractorul, că nu erau autobuze din Felmer, pe tiranții la tractor, cu doi muzicanți și s-a ținut fața județeană la Casa de Cultură și am mers cu maică mea și cu mine, eram pe aripile la tractor și ne-am dus să vin în Făgăraș aici. Și nu, dar la mine este ceva, de, cum să spun, ereditate, da, taică mi-a fost un mare dansator, eu pot să spun că n-am întâlnit în viața mea un dansator foarte, foarte bun, el era șef la formația de Felmer, un dansator, mi-a pomenit, sora mea era solistă, ea la 14 ani, era în Anglia, 71, era în Anglia cu ansamblul Făgărașul, deci totul a plecat din arborele de jos. Da. Și, de-al cu, din timpul anilor, am dansat, dar nu în sat, prima dată jucam dansator în fața la aia mai vârstă, taică-l meu. Eram trei generații. Eu intram copil, era taică-l meu și bunicul meu. Și după aia am dansat la ansamblu din Brașov, la școală în Brașov, la Hidromecanica. O perioadă scurtă, foarte scurtă, am dansat la ansamblu Crăișorul la Rumentu, un ansamblu foarte, foarte bun, era de cea bune din țară de amatori. După aceea, de 42 de ani, sunt aici la ansamblu Făgăraș. Iată, o viață de om. Da, eu și cu Badea Cărțamă, ce mai suntem mai vechi acolo. Da. Și, dar fiecare înveți că ceva. Am avut instructori buni, am avut, dar primul meu instructor a fost taică. El m-a învățat să dansez, da. El am învățat să... Și sunt de acolo și... Iasă, și un oricare care e stăpân pe ceva în meseria lui, că dacă nu e stăpân în meseria care o faci, pe te ia la mișto dansatorii, dar așa de fiind stăpân, da. poți să fii stăpân pe situație. Ca și într-o fabrică, când un inginer bun e bun, nu poți să-i dai peste scris, n-ai cum. Da. Așa se zice, da, luat de la Brașov, de aici și tot ce se întâmplă, de exemplu, la dansul de Făgăraș. Toate figurile sunt din zona din zona Făgărașului. Am luat din Felmer două, trei figuri, din Comuna, unde știu că sunt zone bune. Comuna, Dăișoara, Rarucăru, zone bune. Răușorul a avut. Primul meu, ca instructor, am fost la Răușorul. Ne-a luat locul întâi pe țară. Am luat locul întâi pe țară Cântarea României în 1988. Deci acolo am fost prima dată ca instructor, un coregraf. După aceea mai nu puteam spune coregraf. E ca instructor. Deci am ținut folclorul, că la un moment dat veneau cu tot felul de figuri care... Tocmai asta le-am ținut, așa la valoarea lor originale. Da. Așa să faci tot felul, dacă ai un pic de ureche muzicală, poți să-ți bați picioarele cu ureche, dacă este pe muzică, dacă ai pic. Da. Nu, eu am încercat, că-s posibil că... un pic de spectoare, nu poți să faci tot exact originea, că erau mai lenți oamenii, nu dansau așa repede cum se dansează la Comuna, la Casa de Cultură. Dar figurile sunt aceleași, că să cere, măi, și o Casă de Cultură, ești un ansamblu din tot orașul, copiii sunt din toate zonele, aici, din țara Făgărașului, din Ileni, toți vin aici, să facă dansul la ansamblu Făgărașul. Și de aia spuneam, ținut dansuri originale și altă bucurie am că acum după ce s-au mai lăsat de dansul unii dansatori, s-au apucat să facă dansuri. La Becleani îi dansatori de la mine, la Copăcel îi doi dansatori de la mine. Instructor, nu? Da, instructor. La Părău, iar băiatul la Părău a fost o perioadă și pe la mine. Unde mai sunt? La Burcăreni. La Burcăreni, iar este un băiat tot fost dansator și mă bucur. Și prin Brașov avem dansatori care dansează pe ansamblu mari, că pleca la facultate, s-au dus pe la... Sunt ansamblu bune și dansează acolo. Când îi văd, tot copiii mei rămân. Și mă bucur mult, mă zice, i-am văzut ieri la televizor copiii tăi, deși nu erau ai mei, dar văzându-i că au fost la mine, ce, eu nu știu că eu plecat. Și pe Tardelean, era la domnul Tănase care s-a lăsat la Brașov. Da. Și de asta am zis că am ținut totuși originalitatea dansului. Că eu n-am învățat dansul mecanic. Că sunt, de înveți pe câte unul mecanic, băi, de două ori dai în piciorul ăsta. L-am învățat de la mama lui de acolo, de acasă. Îl simți. Și a fost sufletul meu. Deci dansul pentru mine a fost sufletul meu. Da. De aia mă bucur că mai vin câte o emisiune de asta, că parcă în față cu oamenii din oraș de aici, mă duc
într-o zi în piață. Ce a refuzat la noi în casă? Mă, mă gândeam unde aseară eram acasă. Da. Cum să fiu la voi în casă? Păi zice, ai fost la televizor, da, la mine casă. Nu, și mă duc prin piață, nu există satisfacție. Că nu câștigăm bani, nu. Eu nu, da, am salariu, ce fac, ce fac, un ansamblu mare, nimica. Voluntar, deci, dar da, cel mai mare satisfacție când te întâlnești pe promenadă, te întâlnești la zile Făgărașul cu consăteni, cu băieți care fac la dansul, cu oameni care lucra cu ei, te felicită, te, și zice, băi, fă, ține-te, Ionuțule, până ești acolo, băi, se iese ceva bun. Și mă bucur că oamenii mă apreciază și asta e. Nu numai aici ăștia suntem apreciați. Suntem apreciați și în județ, și acum de data asta și în afara județului, da, și în afara țării, suntem apreciați tocmai datorită originalității dansurilor. Da, da. Și faptul că suntem niște niște oameni sufletiști, nu numai noi, ci și copiii noștri. Da, asta se simte imediat. Da. Și când faci ceva, ceva este din suflet, da, imposibil cu pasiune să nu iasă. Și autentic. Da, asta exact, sare exact în ce, ochi imediat. Da. Mă sună că tu fost o dansatoare, chiar acum am stat o fată care e pe la Târgu Mureș, studentă, și ce, mi-e dor de dumneavoastră, mi-e dor de dansuri, bine aștept să fiu vacat. Păi încep să plângi și nu știe nimeni ce ai. Începe să facă pielea. Nu există satisfacție mai mare. Și de-aia mă bucur că făgărășenii au înțeles treaba asta, că dansurile îi cultivă copiii și mă bucur că vin un număr cât mai mare. Anca are copii mulți și foarte buni. A luat locul întâi, al treilea an, locul întâi cu copiii. Da. Pe jur. De fapt, și cu aia mici are locul 2 ani ăsta. A luat o echipă din tur, dar bună, foarte bună, echipa din tur, locul întâi. Și practic ei au fost locul întâi, tot locul întâi pe județ. Dar nu, foarte bun copii și vin copii și văd și pe mămicile că se strofoacă, că nu, când încep până avem, nu sunt costume, până intră în rin, până fac, încep, încerc să-și întruchipieze câte un costum, vin la mine, mă întreabă, ce să fac de acolo? Le spun, te duceți acolo, luați aia, duceți acolo. Da. Ce să fac? Asta să știu că la un moment dat chiar era o problemă procurarea costumelor. Cu mare zgârcene, așa, să zic, vi se alocau fonduri pentru cumpărarea de costume și la un dans popular autentic și mai costumul nou, are 50%. Nu, chiar 50, da, cam 40% din contează valoarea și valoarea dansului. Din valoarea, da, spectacolului, ca da, să spunem. Da, și a dansului, în sine. Dacă ai costumul original, dai costumul care îi vrești, țin de cunoaște și ăsta la Hodac acolo, păi de-aia să vă dați seama, profesor în coreografie la Târgu Mureș, vă spun, început să spună criteriile pe care se va face, după care s-a făcut jurizarea. Da. Eu în viața mea n-am văzut așa un discurs. Tot, și așezarea scenă, și distanța între dansatori. Pe cuvântul meu, și când a spus, dar au avut ocazia astăzi să văd un ansamblu care a fost chiar așa arătat. Atât a fost de ansamblu profesionist. Bă, ne gândeam oricare va fi, știți, toți emoții. Da. Și văd că tot trece, nu ce de mica, din ciunii, de aia de acolo, de aia de acolo, de acolo, din Biță. Când au zis, acum, deci, ansamblu este ansamblu Făgăraș. Copiii nu mai puteau de bucurie și ne-am bucurat și eu. V-am văzut în multe spectacole și chiar eu, bine, nu sunt un specialist, dar cred că nu, în momentul de față nu există nici măcar acea mică distanță între un ansamblu profesionist și ansamblul dumneavoastră. Chiar nu văd nicio distanță. Este. Din potrivă, sesizez la ansamblurile profesioniste, cum să spun? Exact, vă știu ce vrei să spuneți. Da, sunt prea perfecți. Sunt atât de perfecți încât întrece cuvântul folclor. Așa, da. Sunt așa, atât de perfect, eu văd. Duce spre balet. Duce exact, un pic spre balet. Exact, da. Ceea ce pe mine mă deranjează. De exemplu, la Republica Moldova. Dacă nu ai un an de balet, la ăștia mici vorbesc. Da. Nu-i ți primești la da. Ceea ce zic că nu-i firesc. Deci nu mai e cu autenticul. Deci un țăranul venea din câmp să facă exact nu știu ce. Exact așa. Vedeți că am sesizat bine. Știam ce vreți să ziceți. Da. Chiar dacă nu ți-ai specializat, dar vedeți, aveți totul ochiul format. Da. Și mie îmi plac foarte mult ce poți să spui cea de juni, Sibiu, poți să spui de ansamblu foarte bune. Dar la un moment dat, atât sunt de perfect, de parcă mai îmi place aia care mai șiopătează câte unul. Că așa era la țară, știți? Da. Avem copii foarte, foarte bune, avem copii, dar la ora actuală totdeauna am avut copii buni. Dar acum iar un ansamblu s-a închegat, un ansamblu bun și
E bine când te uiți de sus, așa un pic, când te duci la un festival. Cum când... sunteți priviți în străinătate? Cum vedeți dumneavoastră dansurile, ca specialist de data asta, diferența dintre dansurile românești și dansurile formațiilor din străinătate cu care luați contact acolo? Știți cum care e diferența dintre ele? Care sunt plusurile? Care sunt minusurile? Când mergeam cu dansuri din străinătate, ori toate, atunci aveam un ansamblu foarte, eram dansator și după aceea. Ei nu zic, bă, tu ești cel mai bun. Mata făcea când ne deam pe scenă. Sau ce înțelegea. Sunt foarte, am fost o dată în Franța și ne-am întors de 5 ori o dată cu dans. De 5 ori ne-am întors cu un căluș oltenesc. Da. Deci am început de la mijloc, am început ultima frază, am început până am lăsat încă o dată tot și am început să o liniști publicul. Da. Pe cuvânt, dacă nu, că nu... Nu mint și nu vreau să... Dar e foarte bine primit folclorul românesc. Tot timpul spunea, sunteți foarte buni. Are o diversitate mult mai mare. Ei, în străinătate, deci au anumite tipuri de dans. Deci nu e ca la noi să au regiunile istorice care să-ți... Fiecare regiune să inspire altceva. Înțelegeți? Deci din cauza asta dansurile românești sunt privite ca ceva extraordinar față de ceea ce are fiecare țară în parte special. Pentru că și ei au, e adevărat. Dar nu o diversitate atât de mare cum avem noi. Și asta este... De exemplu, la văzut la dansurile germane, e o anumită monotonie. Da, chiar dacă unul e din landul cu tare, din sus, și celălalt e din landul de nord, tot cam aceeași ritm olcom. Da, cu... Deci, îi apreciază și dansurile lor, dar de unde ați face așa când zicem noi undeva, unde am fost? De asta e diversitatea dansului care e la noi, asta este. Și te bucuri atunci când poți să oferi celui care te privește nu numai ceea ce ai tu în țara Făgărașului, și ceea ce au moldovenii, și ceea ce au oltenii, și ceea ce au bănățenii. Deci toate zonele țării au ceva extraordinar în dans. Dar să știți că cel mai extraordinar e totuși ceea ce este aici în țara Făgărașului. Aici intervine chestia de suflet, știți? Da. Dacă trebuie un oltean, domnule, al nostru cel mai bun. Da, totuși, dansul de Făgăraș și cel mai greu. Foarte mult greu. Înveți un dans de Făgăraș mai greu decât să înveți un dans de Moldova sau... Dans de Lanat. Văd că eu iau în toate dansurile, eu le-am făcut și știu, mai ușor înveți un banat sau alte decât un dans de Făgăraș. În ce ar consta dificultatea dansului? Dificultatea stă în figurile, sunt mai complicate, mai e multă ridicătură de picior care te obosește și... Eu așa văd, din experiența mea de coreograf și de instructor, dansurile noastre sunt mai grele. Eram o dată la Timișoara la un festival și era unul din Moldova, din Bacău. Și a văzut dansul meu de Crihalma. Și domnul coreograf, zice, cum mi-a scos copiii să joacă așa de bine? Că mă chinu de vreo 2 ani cu ei și nu pot să fac Crihalma nici cum. Păi zic, doamne, zi acolo. Fiecare își face dansul lui de zonă mai bine decât și celelalte. Și le spun la dansator mic, de câte eu dansez? Acum dansez banat. Închipuiește-ți tu acum ești bănățean. Da. Deci nu juca, acum tu ești din Făgăraș, joci banatul. Gândește-ți tu acum ești din Timișoara. Când joc cu Moldova, băi, tu acum ești din Iași, ești din Bacău, ești... Că sunt figuri foarte frumoase, toate dansurile frumoase. Zic, închipuiește-ți tot timpul. Ești moldovean. Așa îmi simteam eu când eram dansator. În momentul când am pe scenă, în costumul care eram îmbrăcat, în momentul ăla simțeam că sunt ceea ce dansez. Da. De altfel, este și o trăsătură a poporului român de a ține permanent vie această plăcere de a juca românește. Vedeți la nunț, de exemplu. Duceți-vă la o nuntă în Franța, rare sunt în care se dansează un dans popular la nuntă. La noi, la români, eu nu cred că există. Poate vreo excepție să fie niște tipi foarte simandicoși, dar am văzut, să știți, nunți așa cu ștaif, care cu mare eleganță, nu știu ce, și la un moment dat tot au tras o sârbă și... Iar am fost la o nuntă și să cânta mai puțin folclor. Da. Dar lumea din sat venea la mine, știa că nu, sunt cu danse. Păi, Ionusule, mi-a fost foarte bună, frumoasă, dar dacă cânta o țâr mai mult, o țâr de învârtită, dacă n-am jucat destul de învârtit, o țâr de proșovoaică, o sârbă, un brâu, ceva, nu.
Asta aici, că na, sunt mulți oameni de la asta, dar vorbesc și de cei din București, și da, care deja a treia, a patra generație născută acolo. Da. Și-au pierdut în mare parte legăturile cu locul de unde au provenit, că au venit din toate zonele țării. Și da, totuși, da, cea mai mare satisfacție am când merg iarna asta, obiceiul meu, pe soția, și merge pe toate cețele la joc. Da. Să văd copiii. Și când intri în sală, și vezi că jumate dintre ei a fost la Urez, toți cetați și fusese dansatori la mine. Și fete și băieți, acum vreo 2-3 ani. Ce există satisfacție mai mare? Și de aia Anca, exact ca mine, tate, hai să mergem, să văd copiii mei, cum să miște, că le spune, măi, că eu știu, să vezi cum vă, nu stați pe margine. Da, și de asta îmi place că foarte mult, că Anca seamănă cu mine. Da. Aici seamănă Anca foarte, foarte mult cu mine, îi place. Anca, cu toate greutățile care intervin, că sunt greutăți. Ba, nu vin la repetiții câteodată, că au o problemă. Nu, ca toată comunitatea. Și atâta să luptă. Tati, vreau să te întreg. Păi, poate și vreau eu să vă întreg. Da. Ce e de satisfacție mai mare în copilul te întrece. Da, și întrece maestrul. Când da. Da. Și întrece profesorul. Da. Nu, și acum pleacă în august și o primit o invitație în Turcia și pleacă copiii ei, ăștia mai mici, de gimnaziu, 5-8, da, pleacă în Turcia, 6 zile. La un festival. La un festival în Turcia. Festival internațional. Trebuie să tot aletează, să facă pașapoate, să se ducă. Da, este și problema asta administrativă. Și nu e ușor nici la ea. Săraca vine de la servici, stă jumătate de oră, oră și are și copil mic. Mai luăm noi pe aia mică, mai, și acum a fost la noi la țară. Deci câteodată spun că faceți un lucru foarte, foarte frumos și foarte benefic Făgărașului. Odată benefic pentru copiii care vin și dansează și se descarcă și se relaxează acolo și capătă în același timp rigoare, putere de muncă, voință li se întărește. Și, pe de altă parte, faceți o excelentă propagandă Făgărașului, da, atât în țară, seama, cât și în străinătate. Deci sunteți cu siguranță... Duminică n-a reprezentat nici Fionuț, nici familia Ionuț, nici familia... Da. Am reprezentat Făgărașul. Și numele ansamblul Făgăraș. Făgăraș. Dacă da, nu se face pielea găinii, la om înseamnă că nu-i făgărășean. Da. Puneți Făgărașul pe harta României și chiar pe harta Europei. Da. Deci un lucru foarte, foarte, foarte frumos. Și eu vă doresc să aveți putere în continuare, sănătate și putere în continuare să duceți mai departe această muncă care nu-i deloc ușoară. Și vă spun ceva, că am omis să spun. Dacă a avut succes ansamblul ăsta, este pentru că este un ansamblu foarte corect. Deci împreună cu mine sunt un ansamblu. Deci, în ce sens? Mie nu mi-a plăcut niciodată găinările și de astea. Eu n-am luat în viața mea de coregraf un dansator de la nimeni. Tot ce am avut, că să mai practic asta, ia de acolo, ia de acolo. Ziceți că știți? Unii formează și alții acolează. Și totdeauna te spun, dacă vine vreau să vii una la mine, du-te mă copil acolo, cine te-o crescut, mă. Nu-i păcat de muncă la omul ăla. Pe cuvânt, da, am fost să vie copii la mine la dansuri și i-am spus frumos, duce-vă-ți și nu stricați alte formații, că e păcat. Niciodată nu mi-a plăcut să umblu, să nu, mi-a plăcut și totdeauna Dumnezeu, că tot timpul mă rog Dumnezeu, sunt, eu nu sunt de la credincios, să spun, domne, stau în genunchi toată ziua, dar credința în Dumnezeu o am foarte mare. Tot timpul zic, domne, Dumnezeu să ne ajute când plec de acasă la repetiții, când mă duc la un spectacol, zic, Doamne, ajută-ne și să știi că până acum, Domnul, vă dați seama că după rezultate care le-am avut, a fost lângă noi. Și de aia zic, cred că în toată viața, dacă ești un om cinstit, cred că Dumnezeu e lângă tine. Dacă nu e, poate pe moment te-ai bucurat de un ban sau te-ai bucurat de altceva, pe moment. Da, acolo nu dai departe. Și de asta copiii au încredere în noi, ne ducem, suntem uniți, pentru că le-am spus, mai copii, trebuie să fim capul sus, ne ducem. Asta e prima mea îndrumare către oricine. Ăștia care au plecat acum nou în viața asta. Băi copii, fiți cinstiți și dacă lucrați cu Dumnezeu, o să aveți rezultate. Da, întotdeauna așa. Întotdeauna. Ce faci cu pasiune și ce faci corect, se răspunde. Pe momente bucuri, nu știu ce, dar după aia, tot cândva vei da seama, domnule, am făcut asta, să știi că au avut dreptate. Cea mai mare lucru e să lucrezi cu Dumnezeu. Și ne bucurăm că copiii vin și părinții, am uitat să vă spun, în primul rând mulțumesc cu părinților, care în loc să ducă să fim în alte părți cu copiii, vin și aduc acolo la repetiții, mai ales la ea mincea lui Anca. Mă bucur foarte mult că mulți părinți vin, sunt alături de noi
Și ai o problemă, domnul Ionuț. Hai că suntem încolo, să rezolvăm problema asta. Hai să facem treaba asta. Exact cum a spus, o familie. Familie, da, foarte mult. Unite că... Foarte mulți părinți au zis, Ștanca, Anca, spune ce probleme avem de rezolvat, cu costume, cu cutaii, să... am pus bani, am dat una, am mai luat alta. Când am fost, am plecat acolo, l-am bani pentru mașină. Deci sunt între părinți care, unii, adică de fapt majoritatea, spun, ce da, domnule, hai să fim altul, că copiii nu știu fac ceva frumos. Chiar frumos. Și le spun, oameni buni, unde vrei să se mai frumos decât să-ți porți portul tot popular? Nu există. Da. Cum la nivel național, deja spuneam că sunteți foarte bine, foarte bine primiți, și văzuți, am văzut că și la posturile naționale deja sunteți Da, ne cheamă Dumnezeu, dar nu sunt posibilități financiare să fim tot timpul. Asta este. Cum s-ar putea găsi oare o soluție ca să fiți finanțați, să puteți onora mai multe invitații de acest gen, ca să fie mai mult mediatizat? Că în ultima instanță Făgărașul și mediatizat mai mult. O colaborare mai strânsă cu domnul primar, cu primăria, dar... Sponsor, uite, nu sponsorii, se prea îndreaptă spre, da, mai puțin spre dansurile populare. În... Da, încet, încet, că vin dacă după rezultate care sunt, cred că încet, încet. Vor veni. Da. Dar Dumnezeu și vom avea. Chiar aseară suna cineva din America pe Anca, da, că vor neapărat, un fost dansator de-al meu, că vor neapărat ansamblu Făgărașul să meargă în America. La un festival acolo. Da. A povestit cu Anca, noi am fost la țară și mi-a zis, Anca, ce te-a sunat cineva care fă la dansul, zice, da, și vor să vă vadă, vrea să facă acolo în America un festival și vrea neapărat să mândrească și că și el a fost dansator, să mă dau mare și altul, zic, da, Anca, cuvântul potrivit. Să mă dau și eu mare, că am dansat la un ansamblu din Făgăraș, de la mine, din zonă și... Dar mă vedem și astea, cum se pot materializa în funcție de cum putem să facem rost și noi. Și în primul rând, decât să fim sănătoși, să ajungem până în momentele alea... Deci am întotdeauna tot ocolit, dar primul rând, sănătatea. Da. Știți că am avut și probleme și... Încet, dar să fim sănătoși, asta e important. Da. Important pentru că presupune și multă muncă fizică, da, munca dumneavoastră. Și nu numai trebuie fizic, să le și arătați, că nu, degeaba spui nu dacă nu fizic, și arăți. Da. E vorba și de psihic, da, pentru că a lucrat cu omul, știți, și dumneavoastră. Acum noi să sunteți și pedagog, asta vă ajută tare, da, mult. Da, ne ajută foarte mult. Foarte mare, am foarte mare noroc cu soția. Fiind cadru didactic, e altfel. Suntem, așa cum se zice, alea cinci degete la o mână, care tot timpul trebuie să fie așa, să fie unite, ca să nu, da, se despartă niciodată. Da, să-l ai pe ăsta. Da. Da. Nu vorbeam, da, de asta. Da, da, suntem, da, ca o familie și familia asta contează pentru noi. Și nu numai dansurile, copiii ăștia când vin, dacă au o problemă, vin și ne spun, uite, Nea Ioane, că așa îi zic ăștia mai mari, da, uite, Nea Ioane, uite, am pățit asta, cum pot să fac? Deci, exact ca într-o familie. Deci nu e numai dansul neapărat. Și suntem legați și sentimental unii cu alții. Da, deci, da, când putem să-i ajutăm, îi ajutăm. Când îi certăm, îi certăm. Când îi pupăm, îi pupăm. Și uite, așa ne ținem ca într-o familie, da, de fapt. Da, da, și asta, da, contează foarte și mult. Și am uitat suma, avem o formație la Șinca Veche. Și fetele la Șinca Veche au luat locul întâi pe jur, la Teliu, cu dansul de fete. Da. Și vai, ce satisfac, că zic, băi, de când ești... Prima oară la un festival, concurs pentru, da, ei, da, și... Zicea, băi, domnule, noi stai niciodată, nu la nimeni. Păi tu mai dea să fiți mântri. Da. Eu tot timpul le spun așa, măi copii, asta le lipsește la copii în general în România la acum. Mândria de om, mândria de om, măi, tu ca dansator când ești pe stradă, să zică lumea, te, băi, ce ăla e dansator. Altfel, ca și fotbaliștii. Și-a reprezentat țara Făgăraș. Și ca și fotbaliștii când ești pe stradă, băi, la Steaua, din am, sunt mândri, să fii și voi mândri, mă. Ca prostie să nu faci, mă, că ți-e frică să nu fac o prostie. Din mândrie, măi, păi să nu fac prostia, că eu sunt dansator. Deci nu trebuie să fac niște lucruri urâte, pentru că eu reprezint ceva în Făgărașul ăsta. Da. În momentul când copiii vor înțelege și vor fi mândri de ei, multe se vor rezolva în problema educației și toate ele. Păi să fie rușine, băi, cum să mă... De exemplu, eu m-am cerut în oraș, mă vadă cineva beat. A doua zi, că tot orașul, bă, l-am văzut pe domnul Ionuț beat. Bă, da, se-a mai zis și copiii ăsta. Bă, te ai dansator cu ăsta. Cum să te vadă pe tine că faci prostii și tu ai reprezentat Făgărașul? Înseamnă că l-ai reprezentat degeaba, așa îi spun.
Și primul rând, părinții să fie mândri de voi, așa le spun. Păi copilul când vine la zile Făgărașului sau vine spre taxă, nu se zic eu de copilul meu unde e. L-a luat poliția seara că l-a luat droguri. Da. Copilul meu te-a luat de pe scenă. Copilul ăla care e îmbrăcat în costuma popular și reprezintă această zonă frumoasă care nu sunt oameni buni. Mulți spun de Făgărașul, oh, Făgărașul, mă, ce e tot mereu cu ei? Cu orașe mari, mă, copii, mă. Noi avem un oraș foarte frumos, mă. Nimeni nu are o cetate în mijlocul orașului, cu un lac. Mă, noi ne obișnuim cu ea, nu ne mai și plac. Într-o zonă foarte într-o frumos. Zonă în centru, mai sunt la Rupia de sus, pe un vârf de deală. Da. Deva, sunt Sighișoara. La Piatra Neam, Sighișoara. Sau... Dar este în centru orașului. Noi sunt obișnuit cu ea, mi se pare că... Nu mai e, nu mai e cea, dar noi avem un oraș frumos. Să știți că e destul de curat și de astea. Și încă se va mai face. Se va face. Da. Nu poți să faci toate într-o zi. Ești într-o familie. Da. Ești într-o familie, într-o curte și nu poți să faci tot ce vrei. A pentru un oraș unde toți vor, toți așa. Eu știu că am lucrat și la primărie și știu. Nu poți să faci tot ce vrei. Da. Și de-aia mă bucur că și domnul primar, de cât doamne s-am apelat la dânsul, a fost aproape de noi și sper că în continuare va fi aproape de noi, pentru că ne leagă o colaborare. De, mai veche. Și dânsul a avut nevoie de noi, cu mare dragă inimă. Am fost și dânsul în celălalt dânsul. Asta e frumusețea. Da. Când un om te respectă pentru ceea ce faci, pentru ceea ce... Ne apropiem de finalul emisiunii. Care sunt următorii pași pe care îi veți face? Unde veți fi? Aveți invitații deja? Invitația sau... e, că deja la visul lună sunt chemat pe la Prejmerea la un concurs. Să vedem cum facem cu partea materială. Suntem chemați acolo. După aceea suntem invitați în august și să dansăm pe litoral la un știu, festival ce pe acolo. După Anca pleacă în Turcia, sunt tot timpul. Zilele ne cheamă, Făgărașului. Dar nu, cea mai important pentru noi este sunt zilele Făgărașului. Una e când vezi în fața scenei oameni care le curle cremile și te vede că ești făgărășar și una când dansezi în altă parte. Pentru mine cele mai importante spectacole sunt cele din Făgăraș. Cele unde cunosc foarte multă lume și amintesc, dragi, când îi văd acolo lângă scenă și mă salută și zic, nu există satisfacție. Voi poate să-mi dea milioane și nu le-a refuzat decât să văd că ceva să-mi întoarce spatele sau să uită urât la mine. Sau... Mie îmi place să fie asta, dragostea asta între oamenii care e venită în urma unui muncii și toate rezultate vin. După că ai cheia succesului, în primul rând v-am spus credința în Domnul și să muncești. Nu există, că e așa, nu, domnilor. Mai copii, tot ce tot timpul le spun. Și copiii la tenis, la cotare, s-au sacrificat tinerețea, eu au ajuns acolo. Nu au pus nimeni acolo, bă, tu e nu știu cine, gata. Primul, da. Totul este munca. Asta este cheia succesului. Munca și bunul simț și tu știi cum să tratezi copiii. Să îi pupi când trebuie să îi pupi, să-i mecești când trebuie certați și să iubești. Asta e primul lucru. Să iubești copiii, la fel nu faci nimic. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc multă sănătate, că de asta aveți în primul rând nevoie, așa ca să puteți duce mai departe această muncă frumoasă și benefică, extraordinar de benefică Făgărașului. Da. Pentru că, mă iertați acum, intervin, pentru că am venit de multe ori în studiouri de televiziune în zile de sărbătoare, aș vrea și astăzi e Sfântul Petru și Pavel, să urăm din partea noastră, a familiei și a ansamblului Făgărașul, multă, multă sănătate tuturor celor care poartă numele Sfinților Petru și Pavel, să le ajute Dumnezeu să aibă o viață frumoasă și să fie sănătoși. Și eu personal pentru dumneavoastră aș vrea ca după 23 de ani să mai fie aici. Da. Am fost acum 23. Da. Hai ce vă, am început la radio. La economică, în capătură. Da. Și vin acasă, eram de țară și te cheamă că băi, ce emoție, nu știu, n-a fost în viața mea. La... Da. Acum îmi pare rău că s-a terminat emisiunea, că cum dacă continuăm încă 3 ore vorbim de dansă, 4 ore vorbim de dansă și nu ne... Da. Nu ne plictisim și nu plictisim, cred că pe nimeni. Și zic, asta vă zic, că peste 23 de ani, cam atât, de când am avut primul interviu cu dumneavoastră, să ne întâlnim iară.
Așa să fie. Și vă mulțumim că ne-ați invitat și vă oricând mulțumim. Suntem la oricine cheamă noi, n-am făcut nicio diferență. Noi nu facem politică, nu facem. Da. Politica este ansamblul folclorii făgare. Asta e partidul nostru. Da. Cât mai putea face, cât mai putea Dumnezeu nu mă mai lasă, voi spune nu, că fă tu mai departe și așa să facă ea mai departe, dar asta este. Noi vrem cine cheamă să ne invită, noi cu limite posibilități ne-am dus, niciodată n-a refuzat pe nimeni, pentru că așa e frumos. Vă mulțumesc încă o dată tare mult pentru prezența în emisiune. Și noi vă mulțumim. Dragi făgărășeni, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.